Bună ziua și bine v-am regăsit! Albasat a lansat recent o serie de interviuri cu ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene acreditați în țara noastră. Astăzi vom discuta cu ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, cu domnul Uldis Micuț. Bună ziua! Bună dimineața! Domnule ambasador, și în acest an marcăm zilele Europei sub semnul pandemiei. Care este mesajul dumneavoastră pentru statele care nu fac parte deocamdată din Uniunea Europeană, așa cum este și Republica Moldova? Deci eu voi începe prin a vă spune care este motoul Uniunii Europene. Motoul Uniunii Europene este uniți prin diversitate. Într-adevăr, noi suntem 27 de țări diferite, 27 state membre, fiecare cu diversitatea noastră. Suntem diversi prin cultură, prin religii, prin patrimoniul uman, dar în același timp noi suntem uniți. Uniți în sensul valorilor Uniunii Europene. Suntem uniți fiindcă împreună încercăm să îmbunătățim fiecare care zi viețile cetățenilor noștri. De ce vreau să vă spun că, independent de faptul cât suntem noi de diversi, noi totuși suntem uniți. Uniți pentru a obține standarde, pentru a obține valori, pentru a îmbunătăți viața celor care trăiesc în țările noastre. Deci, dacă vorbim acum despre mesajul nostru pentru Ziua Europei, deci, evident, pot să vă spun că mesajul ar fi următorul. Mai puternici împreună. Acest lucru înseamnă că, da, Uniunea Europeană vine cu asistență. Asistență în domeniul ocrotirii sănătății, asistență de ordin social, de ordin economic, pentru a recupera consecințele pandemiei. Da, este vorba despre solidaritate, acesta este mesajul. Solidaritate plus ajutor pentru Moldova și pentru oamenii Moldovei. Deci, mesajul nostru este Europa este alături și nouă ne pasă. Cum au evoluat, în opinia dumneavoastră, relațiile de parteneriat dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în ultimii ani? There exists an association agreement between the European Union and Republica Moldova. Cunoașteți că există acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Din acest motiv putem spune că este vorba despre cea mai profundă și cea mai serioasă relație care poate exista. Într-adevăr, cea mai profundă relație, deoarece dincolo de acordul de asociere urmează doar calitatea de membru al Uniunii Europene. Evident, această asociație, acordul de asociație de asociere, conține anumite beneficii, dar prevede și anumite angajamente din partea țării. Plus, el presupune și anumite condiții și indică anumite pietre de hotar, dacă doriți, pentru calea pe care o avem de parcurs de acum încoace. Această relație este o relație continuă, dar, evident, mai există și anumite provocări, anumite sfidări, deoarece încă nu a fost acordată toată atenția acelor priorități care sunt stipulate în acordul de asociere. We see also some challenges there, not always the attention has been paid towards the necessary priorities. And of course, if we talk about challenges, the latest ones... Și desigur, dacă vorbim despre provocări, provocările sunt în primul rând legate de contextul pandemic. Cunoașteți, Uniunea Europeană a acordat multă asistență și acum totul depinde și de viteza cu care se va produce vaccinarea. Republica Moldova, cunoașteți probabil, a fost prima țară pe glob care a beneficiat de vaccinile din cadrul așa numitului pachet COVAX. Plus că COVAX, de asemenea, a fost susținut și de, deci vaccinul COVAX a fost susținut și de Uniunea Europeană. În plus la aceasta, am zis, acordă toată asistența în domeniul social, economic, ocrotirii sănătății pentru recuperarea consecințelor pandemiei. În totalitate, asistența oferită de Uniunea Europeană se cifrează la 27 milioane euro. Din acest motiv, văd că, cu adevărat, relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova se dezvoltă, evoluează și este una cu beneficii pentru ambele părți. Indeed, as very beneficial for both sides, for EU and Moldova. Această criză pandemică a pus multe bariere de circulație. Care este situația privind funcționarea acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova? Pot exportatorii moldoveni să transporte mărfurile spre Letonia? Yes, of course, pandemics
Cu adevărat, această pandemie a influențat în mod grav comerțul la nivel mondial. Deci putem spune că la nivel mondial relațiile comerciale au scăzut din motivul anumitor provocări logistice, din motivul că au devenit anumite schimbări în rutina, deci în rutina persoanelor care duceau acest comerț. Concomitent, pot să vă spun că comerțul bilateral dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a continuat cu o viteză destul de bună. Da, pandemia a influențat negativ, într-adevăr, dar doar cu câteva procente pot să vă spun că au scăzut relațiile comerciale bilaterale dintre Moldova și Letonia pe parcursul anului 2020. Și exportatorii din Moldova au continuat, de fapt, să exporteze produsele sale, de exemplu, vinul, fructele și altele. And of course, Moldovan exporters continue to. If we talk about a deep and comprehensive free trade agreement, în afară de aceasta, dacă vorbim despre acordul comprehensiv aprofundat de liber schimb, DCFTA, da, el reprezintă o bună oportunitate pentru producătorii din Republica Moldova, fiindcă oferă posibilitatea de a penetra piața Uniunii Europene. Producătorii din Moldova, evident, pentru a putea, pentru a fi capabili să-și exporteze produsele, trebuie să se asigure că aceste produse, într-adevăr, întrunesc anumite standarde, un anumit nivel de standarde. Și acest lucru se referă la diferite sectoare, de exemplu, sectorul alimentar. În acest punct de vedere, există o agenție care are atribuție de a verifica aceste standarde, agenția ANSA. Agenții similare există și pentru alte sectoare, dar anume ANSA este un exemplu foarte bun de cooperare dintre Letonia și Republica Moldova. Noi în Letonia avem o agenție similară cu ANSA și prin intermediul acestei agenții oferim asistență în ceea ce privește bunele practici, în ceea ce privește partajarea de cunoștințe, o asistență care oferim deja mai bine de 10 ani. Deci, da, aceasta este partea noastră de contribuție pentru exportatorii din Republica Moldova ca să poată continua și valorifica oportunitățile de export spre Letonia. Our share towards possibilities for Moldovan companies for export also to have these opportunities. Uniunea Europeană a investit foarte mulți bani în Republica Moldova. În ultimii 10 ani, aici au venit peste 1 miliard de euro, bani europeni. Cum calificați dumneavoastră gradul de absorpție al acestor bani? You mentioned correctly, and I think more than 1,000 European projects had da, been. Ați menționat foarte corect. Într-adevăr, cam peste 1,000 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană au fost deja implementate în țară. Eu aș spune că în fiecare colț, în fiecare regiune, dar literalmente în fiecare oraș, în fiecare sat, au fost implementate proiecte deci în cadrul asistenței Uniunii Europene pentru beneficiul oamenilor din aceste regiuni. Acestea au fost proiecte în domeniul infrastructurii, în domeniul economiei, în alte sectoare și eu sper că oamenii, într-adevăr, apreciază și văd rezultatele acestor proiecte implementate. People in the country appreciate that and can see these results of European Union assistance. You mentioned, în afară de aceasta, ați menționat corect, cu adevărat, a fost investit peste un miliard de euro în Republica Moldova. Pot să vă spun că statele membre ale Uniunii Europene, fiecare dintre acest stat, își are propria contribuție sau propria pondere, propria sumă în acest miliard. În cazul Letoniei, de exemplu, este ceva mai puțin de 1%. Deci putem spune că Letonia din banii aceștia a investit 5-6 milioane de euro în Republica Moldova. Dar pe lângă acest procent din suma investită de Uniunea Europeană, noi am oferit și mai multe proiecte de dezvoltare a cooperării, deci pe dimensiunea bilaterală. Acest lucru am început să-l dezvoltăm cam din anul 2005, deci putem spune că în 2005 90 de proiecte au fost implementate în Republica Moldova pe dimensiunea bilaterală cu Letonia, proiecte care se cifrează la suma totală de 1,4 milioane de euro. Deci, cu adevărat, încercăm să dezvoltăm și să contribuim mult prin intermediul proiectelor directe cu Republica Moldova. Intrăm în perioada electorală pentru alegeri parlamentare anticipate. De ce ar trebui să țină cont politicienii pentru o campanie corectă și alegeri corecte și ce nu ar trebui să uite cetățenii în această perioadă electorală care se apropie?
I think the best advice towards the citizen could be to participate in the elections, to participate in the political life of the country. În primul rând să participe, să vină la vot, să voteze în aceste alegeri și să participe în comunitate, viața politică, optând și în favoarea alegerii corecte. Nu cred că ar fi potrivit să vă dau acum alte sfaturi, decât să vă spun că atunci când votez eu în propria mea țară, întotdeauna caut să văd care ar fi echilibrul. Echilibrul dintre perspectiva de dezvoltare a țării mele, deci vorbim generalmente despre dezvoltarea țării și să încercăm să văd care ar fi direcția politică cea mai potrivită, cea mai corectă pentru mine personal, pentru familia mea, pentru rudele mele. Deci aceasta ar fi cam combinația pe care o consider eu atunci când îmi fac propria alegere în procesul electoral. Dar evident, elementul de bază pentru alegeri sunt participarea cetățenilor, votul cetățenilor. For me, for my family, for my relatives and so on. So this is that combination from my own choice. But, you know, this is just a personal opinion. I think the main element is for citizens, indeed, to participate and to vote in these elections. În opinia dumneavoastră, de ce e important ca jurnaliștii să aibă acces la informații de interes public, să existe transparență, iar politicienii să fie deschiși să dea explicații? Absolutely. I think society has every right evident și absolut este important ca societatea să poată dispune de informație corectă, de informație care să fie imparțială, informație care să fie bazată într-adevăr pe niște știri neutre și corecte. Din acest punct de vedere, media independente au un rol crucial de jucat, la fel ca și mass media de stat sau cele publice, deci radio-difuzorii publici, de asemenea, joacă un rol crucial în prestarea acestei informații. Noi observăm pe parcursul ultimilor ani și apropo, acesta este un fenomen global, când, într-adevăr, a crescut mult nivelul dezinformației, nivelul așa numitelor știri false, fake news. În acest punct de vedere, media independente trebuie să joace acest rol pozitiv de oferire a unei informații corecte și pentru populație. Play this positive role in order to provide this neutral information. Ce credeți că ar trebui să se întâmple ca investitorilor străini să nu le fie frică să vină în Moldova? Eu consider că dacă vorbim despre investitori, ceea ce interesează în primul rând de cel mai mult este să existe perspective, dar și potențial pentru a-și dezvolta propria afacere și pentru a veni și investi în țară. Evident, este important să existe și anumite stimulente în ceea ce privește taxele, în ceea ce privește impozitele, să existe o zonă economică liberă, deci în ceea ce în Republica Moldova există. Deci asta se referă la partea de business sau de profit, dacă doriți, care interesează pe investitori atunci când iau o decizie în favoarea unei investiții. Al doilea element ține deja de mediul de afaceri, vorbind mai general. Deci asta înseamnă, în primul rând, să existe niște instanțe de judecată care să ia niște decizii care să fie transparente, să fie juste, să fie corecte, fiindcă se întâmplă că oamenii de afaceri sau investitorii sunt nevoiți să recurgă la instanțele de judecată în cazul în care există anumite litigii și nu sunt alte instrumente disponibile pentru a rezolva un litigiu. Deci, da, la acest element rămâne încă mult de muncit pentru a obține un sistem judiciar care să fie cu adevărat corect, transparent și cu decizii juste. Cum vedeți dumneavoastră viitorul Republicii Moldova? This is a very pertinent question and I will answer in este o întrebare foarte pertinentă cea pe care mi-ați adresat-o și voi încerca să răspund într-o singură frază mai lungă. Văd Republica Moldova ca și țară puternică, ca și țară prosperă, ca și țară care a reușit să-și dezvolte un set de valori, de standarde democratice.
o țară cu instituții non-guvernamentale puternice, care sunt active, active în viața societății, contribuind la dezvoltarea societății. Văd niște instituții eficiente, transparente, care acționează pentru beneficiul fiecărui cetățean, cetățean fiecărui locuitor al acestei țări. Iată așa, văd eu viitorul Republicii Moldova. And every citizen and inhabitant of the country. This is my response. Domnule ambasador, vă mulțumim pentru interviu și pentru încredere. Thank you very much for the opportunity. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru oportunitate. Sper foarte mult să ajung și la dispărin într-o zi și să ne întâlnim și cu prezența fizică. Then I hope we can meet again, but perhaps already in the presence. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine! We'll be right back.